Bună ziua! Bună ziua! Stimată doamnă ministră, stimați reprezentanța mass media, stimați colegi, astăzi este momentul deschiderii secției de terapie intensivă chirurgie septică, una din secțiile de terapie intensivă din țară, care a beneficiat de realizarea proiectului de reparație capitale a secțiilor de terapie intensivă din partea Ministerului Sănătății. Vrem să mulțumim cu această ocazie Ministerului Sănătății pentru realizarea acestui proiect frumos de reparație capitală a secției de terapie intensivă. Dar vreau să menționez faptul că nu doar reparația capitală a secției de terapie intensivă, dar și dotările care au fost susținute integral de către Ministerul Sănătății și dotările care sunt în cadrul secției, vorbim de aparat de radiologie, vorbim de ventilatoare pulmonare, vorbim de monitoare și sistem de monitorizare a pacienților, vorbim de paturi funcționale și multe utilaje care vin în suportul pacienților din terapie intensivă. De menționat faptul că terapie intensivă chirurgie septică este o secție specifică a instituției noastre, ea este asociată secției de chirurgie septică de cadrul instituției și este în imediată apropiere de această secție, în care se tratează pacienți cu multiple complicații septico-purulente din toată țara. Marea majoritate a acestor complicații și spectrul pacienților, 80%, sunt pacienți chirurgicali, 20% sunt pacienți cu complicații septice de alte profiluri. Numărul pacienților tratați în terapie intensivă chirurgie septică a instituției noastre, comparativ cu anul 2019, s-au dublat de la 700 de pacienți până la 1150 de pacienți tratați în anul 2023. Ceea ce vorbește despre o necesitate stringentă de abordare complexă a acestor pacienți și complicații septico-purulente a pacienților din țară. Și în contextul atenției sporite la nivel global și din partea Ministerului Sănătății și a instituției noastre a infecțiilor asociate a actului medical sau infecțiilor nozocomiale, pentru crearea condițiilor, monitorizarea și abordării pacienților extrem de gravi cu infecții, sunt necesare condiții speciale care le găsiți în această secție, cu echipament concentrat exhaustiv pentru acești pacienți în cadrul secției noastre, inclusiv sală de proceduri, pansamente și manipulații care sunt necesare pentru acești pacienți. Colegii noștri, pacienții noștri vor beneficia de cele mai bune îngrijiri, vor beneficia de abordări rapide și complexe a stărilor extrem de grave care sunt acești pacienți și cu siguranță va ridica nivelul asistenței medicale în beneficiul pacienților extrem de gravi din toată țara și condiții standardizate a colegilor care vor activa în această secție. Încă o dată vreau să mulțumesc doamna ministru pentru acest suport în realizarea acestui proiect și vă asigurăm că
că condițiile care sunt create în această secție vor duce la cea mai bună îngrijire a pacienților extrem de gravi tratați în instituția noastră. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul director! Bună ziua tuturor, stimați colegi, profesori, lucrători ai Catedrei, ai Spitalului Clinic Republican, dragi cetățeni, reprezentanți mass media. Eu sunt foarte bucuroasă astăzi împreună cu dumneavoastră că ne-a reușit să mai creăm o secție, să mai dotăm o secție. Cunoașteți că acesta este partea unui proiect foarte mare pe care l-a gestionat Ministerul Sănătății, un proiect cu susținere financiară din partea Băncii Mondiale, care se numea Răspuns de Urgență la COVID-19, și am reparat total 11 secții în toată țara, inclusiv în spitalele raionale. Am creat condiții foarte, foarte mari, bune pentru largi, pentru pacienții noștri, condiții de activitate pentru medici și asistenți medicali. Proiectul, în general, a costat 187,20 milioane de lei. Deci și una din aceste secții, care este de fapt una mai specială, nu este doar o secție de terapie intensivă și anestezie, dar include și chirurgia septică, deci este dedicată anumitor categorii de pacienți care sunt cu complicații și care, în linii generale, de fapt, și prezintă pericol pentru alți pacienți. Este o secție dedicată inclusiv cu săli de operație, săli de pansament și tot ce este necesar, boxe, o să vedeți ulterior, pentru ca acești pacienți să supraviețuiască, deoarece aici ajung cei mai critici, cei mai gravi pacienți și să aibă șansa la viață și să se întoarcă acasă la familiile lor. Deci, investiția care a existat în reconstrucția acestui spațiu a costat 15,50 milioane de lei, iar dotările pe care le-a făcut Ministerul Sănătății separat acestui proiect, suplimentar, găsind resurse din mai multe surse, deci și din bugetul de stat și de la donatori și din alte proiecte, astfel ca să avem toate echipamentele aici, au mai costat suplimentar 9,50 milioane de lei și împreună, deci tot ce o să vedeți aici a ajuns la un cost de 25 de milioane de lei și suntem bucuroși că toate acestea sunt puse la dispoziția pacienților. Aici, la necesitate, vor fi aduse echipamentele, aparatele pentru acești pacienți și va fi posibil de realizat foarte multe investigații, inclusiv doplere, ultrasonografii la patul pacientului și în aceste condiții, în sălile de proceduri și pe parcursul anului sunt undeva peste 1000 de pacienți de această categorie cărora le sunt necesare anume aceste condiții. Aș vrea să menționez faptul că pe parcursul ultimilor 2 ani, Spitalul Clinic Republican, fiind unul din cei mai importanți actori strategici în sistemul de sănătate, a beneficiat de investiții inclusiv în reparații sau donații, echipamente pe care le-a distribuit dumneavoastră Ministerul Sănătății în sumă totală de 40 de milioane de lei. Aceasta ar însemna undeva 2 milioane de dolari, câte un milion în mediu pe an, și am vrea să continuăm cu investiții și mai mari, deoarece investițiile sunt cele mai importante și resursa umană, iar atunci când una lipsește alte, iar nu putem să avem un act medical care este finalizat cu succes și cu un succes terapeutic bun. Totodată vreau să anunț aici că este în proces de instalare angiograful biplanar pe care Ministerul Sănătății l-a procurat pentru Spitalul Clinic Republican, de asemenea cu un cost de 15 milioane de lei, astfel veți putea beneficia și de un așa echipament performant într-o binele pacienților și cetățenilor noștri. Și de asemenea, în proiectul pe care l-a semnat, acordul pe care l-a semnat Ministerul Sănătății cu Guvernul Japoniei în 2022, care includea 5 instituții medico-sanitare publice beneficiare, unul din cele mai importante fiind, desigur, Spitalul Clinic Republican, a inclus multe dotări pe care dumneavoastră o parte le-ați primit. Am fost aici la un eveniment când ați primit acele mese chirurgicale și brancarde speciale, dar vor urma și alte echipamente mult mai importante decât brancardele care vor veni. Acestea sunt 9 aparate noi japoneze de hemodializă și cel mai important este un sistem de pompă de circulație extra
corporală. Și aceste echipamente ajung la o sumă de peste jumătate de milion de euro. Eu sunt foarte bucuroasă că pacienții aici găsesc nu doar profesionalism din partea lucrătorilor medicali, nu doar condiții bune, dar găsesc tot ce este necesar, toate echipamentele astfel ca să-și îmbunătățească sănătatea, să poată să se întoarcă acasă, să contribuie la creșterea și dezvoltarea țării, astfel ca să putem să și noi să ne mândrim că locuim într-o țară dezvoltată, cu standarde destul de înalte, nu doar în medicină, dar în toate domeniile. Eu vă felicit, vă doresc să le utilizați cu succes, să aveți realizări, bucurii profesionale și să demonstrați într-adevăr un exemplu de practici bune pe care să le preia de la dumneavoastră și colegii din spitalele mai mici sau din spitalele raionale. Mulțumesc! Acum vă propunem să întreprindem o vizită a secției, unde colegii mei o să comenteze și o să explice fiecare echipament pentru ce este destinat și ce este necesar aici în această secție. Da, înainte de aceasta facem o fotografie din grup. Okay. Monitorizare la distanță. Da, știm asta, dar mai trebuie monitorizare la distanță.
organizat în cetățină, respect chirurgicală. Ce structură este? Și reutilizare în cedul care au secții și așa, în avea de etaje, o rupere în funcția la nevoie, o rupere aici pe cauțe și infecția, nu s-o puneau, ce tot în tot. Vrem și posturile separate pentru stentul radical, pentru ce seama? Tocmai stentul radical, ele nu se intersectează? Acest lucru nu se intersectează, spuneau. Ia, vreau de care nu se intersectează. Aici e ca și important, creativă de viață. Noi ne ajutăm organismul să se trăiască. Și în anul ăla, eu cred că... Extracorporală. Da, da. O utilizare extracorporală și... Toate pătrușele sunt automatizate, cât din nivel de sus, cât și din nivel de genunchi. Da, exact. Dacă este ocupat și mâinile sunt ocupate și fără atingeri, asta tot e un element extrem de important. Aici sunt acele patru izolatoare, cu sistem de ventilare separat pentru ele și cu condiția adecvată de abordare pe care le facem. Mai întâi am... Deci, practic, pacienții ies în condiții sterile. Da. Asta. Noi am făcut și posturile de asistenți medicali să separăm. Am luat după necesități și după fluxul de pacienți și o să avem 3, chiar până la 4 posturi de asistență medicală pentru monitorizare și tratamentul pacienților, că ei să nu se intersecteze, domnul ministru, că asta e extrem de important. Fiecare de echipamentul de radiologie, doar pentru această secție, nicăieri nu mai pleacă, el rămâne aici. Ruslan Tătănaș, chirurgie, va povesti un pic și ce are aici. Aici avem o sală de pansament, să spunem așa, care este dotată la nivelul Ministerului de Operații. Ceea ce ar trebui să țin cont, după cum s-a raportat, că circa 80% din pacienții din această secție sunt în profil chirurgical. Deci, desigur, noi avem nevoie de pasamente extinse sau intervenții etapizate, mini intervenții etapizate, unii mai rar. Astfel, noi aici putem să asigurăm atât confortul anesteziologic, cât și confortul chirurgical, cât și siguranța acrochirurgicală în sine, în cazul prezenței unui incident sau unei complicații trecute a pacientului aflat în această secție, evitând transportarea pacientului din această zonă, în altă zonă, și o sală de operație, cu riscuri sporite pe facultul transportării. Astfel, practic tot pe loc se face. Complicații majore abdominale postoperatorii sunt aici. Ei ori au nevoie de 2-3 lire la paratonie. Nu poți să-l duci. Asta e trebuie aici la stadiul, controlul factorului, efectul stadiului. Era improvizat. Improvizam și de ce am făcut. Eu mi-au fost de ație, urgență. Și preste toate. Și asta a fost un lucru extrem de important pe aceste condiții. Și suportul anesteziologic care este extrem de important. Sunt niște plăci care tu nu poți să le abordezi, este un pansament, pur și simplu să au de făcut. În așa concept, comunicarea la ministrul nou. Vine de asta ieri, în care este la nivel standard, că trebuie să fie, de fapt. Și noi am asigurat și panoul cu gaze anestezice. Avem sală de anestezii, când le poți fi prin perfecție. Dacă ne-a pornit, a zis să o facem tot. Să o facem la bine. Am făcut și o sală, care e și anticamera care trebuie să fie. Pentru gestionare funcțiilor corecte a instrumentarului și materialului care avem și zona lideră, deci... Este organizat la nivel de o sală de operație. Da? Da. Bineînțeles, domnul Alexandru, hai veniți, stați. Împreună, fiecare are plăticată de muncă. Cred că nu am venit de ieșire, am făcut o evaluare la toată de ieșire.
capacitate pe care vreau să facem sele noi, sele de aici, toate secțiile respective, a continuitate. Sunt sele de operație renovate prin proiectul planului. Să-ți minte, când se vorbea de protezare de șold și genunchi, dar chirurgii COVID și post-COVID sunt continuitate și oftalmologice sunt foarte multe. Și nu este corect să meargă oamenii în bloc chirurgical pe și atunci toate intervențiile orele și oftalmologice și cataracta se referează aici. E doar să ridică și e doar să ridică în sus, să efectuați intervenția și cu oamenii care sunt jos. Trebuie să-ți mai sincer japoneză, da? Este tot sunt japoneză, da? Tot e mai din aceeași, zicem, partid producător care s-a recombat destul de bine și ne bucura să avem toată lumea. Inițial aici am putut să doar te-am două panouri. Dar cum te doamne, mai bine pe avalanșă de pandemie și mai unde? Spune-mi doi! Da. Deci am tot acces oxigenul, tot o panouri. Să știți tot pățitul e perceput. Da, avem posibilitate, da. Două panouri am întors să gândim pe doi pacienți. Eu vreau să vă spun, dacă noi am prezentat o listă care din diferite surse le-am adus în sistemul medical, nu va fi necesitățit. E extraordinar sprijin, nu putem satura. Deci nu putem satura. Iată acum am dus, am fost la sângele, ei lucrau la două soli de operații, lucrau cu un singur aparat de anestezie. Deci traumatologul ștătea și aștepta că se liberează aparatul ca să-l ia ea. Ce folos că aveau două soli, dacă practic, da, nu l-au cu aparatul de aici acolo. Și eu cred că aparatul de anestezie noi cred că o să ajungem în prea mare față și să putem o să ne ferică sus. Poate nu s-ar trebui să și se duc, vă spun, ca aparatul. Și încă noi ne avem nevână, la chirurgie este mai întâlnit, dar nu mai este mici, dar nu mai chirurgie, deci nu se merge. Așa, chirurgie pot și fac și eu. Mai este o formă, a făcut o evaluare tuturor echipimentelor care am primit. Și avem și o listă de rezervă de echipament și noi ne întrebăm că nouă, într-un fel, ne incomod că avem o listă de rezervă de echipamente care în orice caz, și atunci vorbeam, că ce să facem? Poate să repartizăm și alt cuiva. Dar intensitatea utilizării dispozitivelor atât e de mare și atunci cum bioinginerii am spus, uite, îi vine termenul... De exemplu, iată, ventilatoarele care vin din ajutarea de umanitare, atunci bun ventilatoare care vin în perioada pandemică, iertate deja și ele au avut așa o utilizare de majoră, că ele toate absolut și cum trăiesc deja. Îmi trebuie să schimbați, unde deja au murit. Noi avem mare rol de personal de bioinginerie. Vedeam multe echipamente chiar în 2014, care japoneze vin la noi și se miră că ei lucrează în viață. Ei lucrează în viață. Japoneziul este aragon și vreau să știi că oamenii de lor de la maternitate sunt un proiect și în 2005, într-o stare foarte bună, între sunete. E așa de fericit, eram ambasadorul că echipamentele sunt utilizate, sunt funcționale, sunt în stare bună și ei vă zic prima dată văd așa ceva. Ei, când am văzut mașinile de dializ la noi, și 1999, care mai majoritatea a lor se funcționează. Da, da. Da, da. Da, da. Da, da. Da, mai noi, permit să vezi câte ori lucrate au la mine. Ei când au venit la noi, pentru că asta a fost întrebare. Aparatul arată destul de bine. De câte ori? Ascultă asta, când au văzut, într-adevăr, câte ori lucrate, în departamentul nostru e super dacă au reușit să mențină utilajul la acest nivel și eu este lucrativ la continuare. Exact. Și încă utilajul respectiv lucrează. Noi ținem cont de faptul că trebuie schimbat. Suntem în proiectul de licență energetică și focusul de secție de finalizare care este veche și a fost adaptat cu toate echipamentele de filtrare și așa mai departe și vin echipamentele noi, noi am decis că platforma de dializă noi o să transferăm la etajul 2 în locul chirurgical, avem unde, avem din partea germană la un proiectul și o să fie acolo și o să readaptăm nouă mașină de dializă. Deja fiind niște condiții foarte bune și pentru colegi. Și atunci deja în secția respectivă nu va fi patru. Este patru. Noi avem și 10 patru de dializă. În general, în dializă se folosesc cu totul, se folosesc cu tot alte condiții, se formează acolo. Eu am încercat, că am fost la IMC și să cumpăr de reparanță, să mai ales pe aici. Sunt copii pe țară.
dar mai nu le-am făcut să le desene animate, televizor, carte, să citească, să chiar procedura asta de ales pentru că așa ușor, fiindcă... Bine, și cazurile acute nu vorbim. De asta, la cazurile acute, probabil vă mutați cu aparatul la ei. Da, 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 de dializă cronică vorbeam, dar la acute vă duceți cu aparatul la ei. Un procent, cum spune Ruslan, și alt procent, totuși, este pacienți care la noi sunt nefolumos în alte secții, care deja sunt la dializă cronică. Și cel tot vrea să aibă niște condiții adecvate, când merge la dializă, fiind spitalizat, să... Da. Deci sunt spațiile de depozitare, cu dulapuri, de tot ce au nevoie din terapie. În general, acum am mai facem și în profesiile care nu sunt invazive, știi, sunt specializații. Deja, tehnologiile... Dar și populația are dreptul în aceste tehnologii. Da, și da, medicii vă le așteaptă și Спасибо.